Știm că iubirea Lui e mult prea mare. Haideți să o spunem prin cântare, în vorbe simple să o descrii. Mai sus de orice stea răsare și în adâncim o poți găsi. Yeah.
Și în seara aceasta suntem aici datorită faptului că în dragostea sa perfectă Dumnezeu ne-a dat harul să gustăm din această iubire și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta. Haideți să ne ridicăm și să venim în rugăciune înaintea Lui. Doamne, îți mulțumesc în seara aceasta pentru strângerea noastră la oaltă și în mod deosebit îți mulțumesc pentru jertfa Domnului Iisus Hristos de la Golgota. Îți mulțumesc din nou pentru că în El avem un Mântuitor pentru păcatele noastre. În seara aceasta te rugăm să ne curățești. Te rog să ne ierți pe fiecare dintre noi. Te rog, Doamne Dumnezeule, să lași ca în puterea Duhului Sfânt să putem să fim fiecare dintre noi umplus de această iubire veșnică. Amin. Binecuvintează cuvântul Tău, binecuvintează cântarea, binecuvintează programul copiilor, Amin. Binecuvintează-i pe cei ce sunt aici și pe cei ce nu sunt aici. Amin. Te rog pentru frații care sunt pe trac să-i binecuvintezi acolo unde Amin. Sunt și să-i păzești. Amin. Te rog să-i binecuvintezi pe cei bolnavi. Amin. Te rog să-i binecuvintezi, Doamne, pe cei ce trec prin încercările vieții. Te rog să binecuvintezi familia Vasilescu, în mod Amin. Special, mă rog, pentru mântuirea părinților lui Dan și te rog ca tu să lucrezi în viața lor. Binecuvintează și pe prietena Aurelia, pe prietena Cornelia și, Doamne, fă biserica ta o biserică care să poată să răspândească această mireasmă adevărului tău celor nemântuiți. Binecuvintează românii din aria aceasta și dă-ne puterea, Doamne, și dorința și înțelepciunea să-i putem căuta și să-i putem găsi. Îți mulțumesc pentru că ești cu noi. În numele Domnului Iisus Hristos, amin. Amin. Ocupăm locul și îl vom lăuda pe Domnul prin cântare. N-am mai cântat de mult cântarea aceasta. Suntem trecători, suntem călători, pornim înspre țara Domnului. Suntem călători, pornim înspre țara de vis. Oriunde am fi, oriunde ne-am găsit, nu va fi nici când ca în paradis. Acolo ne este țara promisă de patria dorită, țara cea de sus. Acolo, acolo ne este țara promisă de Iisus. Cerul sfânt, patria dorită, țara cea de sus. Thank you.
călători, suntem călători și cântecul acesta s-a sfârșit. Curând pe noi, în splendori, Dumnezeu ne va răpi. Acolo ne este țara promisă de patria dorită, țara cea de sus. Acolo unde este țara promisă de Iisus. Cerul sfânt, patria dorită, țara cea de orice națiune, întreaga lume, cântă celui din veșnicii. Orice limbă în cer pe pământ să-ți declare gloria, orice ființă în fața ta să cadă, tu vei fi pe veci înălțat și vei împărăți peste noi cel din veșnicii. Celui din veșnicii. Orice națiune, întreaga lume, cântă celui din veșnicii. Orice limbă în cer pe pământ să-ți declare gloria, orice ființă în fața ta să cadă, tu vei fi pe veci înălțat și vei împărăți peste noi cel din veșnicii. Așteaptă venirea ta, glorie celui din veșnicii. Să fie văzută doar slava ta, glorie celui din veșnicii. Pământul așteaptă venirea ta, glorie celui din veșnicii. Să fie văzută doar slava ta, glorie celui din veșnicii. Orice limbă începe pământ să-ți declare gloria, orice ființă în fața ta să cadă, tu vei fi pe veci înălțat și vei împărăți peste noi cel din veșnicii. Glorie Domnului! Haideți să ne ridicăm la rugăciune.
Dorim și seara aceasta să fie o seară în care să petrecem împreună cu Tine, Doamne Iisuse. Primește închinarea noastră, primește tot ceea ce fiecare dintre noi poate să-Ți aducă, în mod special viețile noastre, așa cum sunt. Cu probleme, cu căderi, ridicări, descurajări, însă venim la Tine așa cum suntem, Tu care ne cunoști pe fiecare. Și de aceea dorim și astăzi cuvântul Tău care are putere de schimbare să-și facă lucrarea în viețile fiecăruia dintre noi. Te rog să binecuvintezi pe cel care va rosti cuvântul Tău. Te rog să binecuvintezi pe fiecare care ascultă cuvântul. Dă-ne o inimă bună, doritoare de a împlini cuvântul Tău. Binecuvintează copiii noștri, copiii care vin în casa Ta și dorim pentru Tine. De aceea, la timpul potrivit, descoperă-Te fiecăruia dintre ei. Amin. În numele Lui Iisus m-am rugat toate acestea. Amin. Amin. Doamne, ce bine e în casa Ta. Mai mult faci o zi, Doamne, în casa Ta decât o mie în altă parte. Îți mulțumim, Doamne, și pentru după masa aceasta, că putem să ne-am putut aduna împreună, Doamne, să venim, Doamne, înaintea Ta și să lăsăm toate poverile noastre. Te rog să ne deschizi Tu inimile noastre și mintea noastră, Doamne, și să primim cuvântul Tău și să-L aplicăm în viețile noastre și tot ce se face, ei se facă spre slava Ta. Amin. 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 Doamne Iisuse, și eu îți mulțumesc că sunt în această seară aici, Doamne, cu familia mea întreagă. Te rog ca Tu să binecuvintezi tot ceea ce se va face în casa Ta în această seară și te rog ca Tu să ne vorbești la inimile noastre, la toți, Doamne Iisuse, și ajută-ne ca și să împlinim tot ceea ce auzim și să punem în practică vieții noastre, Doamne, pentru toate binecuvântările Tale. Eu îți mulțumesc acum și în veci de veci. Amin. 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 Venim și noi înaintea Ta în această seară, Tată Cerule, să-Ți mulțumim că ești cu noi. Mulțumim. Îți mulțumim că ne porți de grijă și că vrei să ne vorbești din nou. Mulțumim. Ajută-ne ca să fim deschiși pentru tot ce ai Tu pregătit pentru noi. Da, iartă-ne tot ce Te-am întristat și în săptămâna trecută, Doamne, și ajută-ne, Doamne, să ca să ne chinuim cât putem de mult, deși noi singuri nu putem, numai cu ajutorul Tău să fim mai mult după placul Tău și pe voia Ta. Te rugăm. Ascultă-ne rugăciunea și rămâi cu noi de acum și până în veci. Amin. 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 Cu bucurie, Tată Cerule, și Sfânt, și în această după-masă am venit ca public în adunarea Ta să spunem slăvit să-Ți fie. Glorie Ție, Doamne Iisus! Că săptămâna trecută ai fost cu noi. Mulțumim! Ai fost la casele noastre, cunii, la ceapurile lor. Ne-ai păzit și ne-ai ocrotit de cel rău și ne-ai dat sănătate și putere ca astăzi să fim din nou împreună. Da. Îți mulțumim că dragostea Ta ne strânge împreună. Fă ca această dragoste a Ta să se vadă în inimile noastre. Da, cum vorbim și cum trăim și cum ne raportăm unii la alții. Da. Și în față de toți oamenii cu care avem tangență. Doamne, ajută-ne, vrednicește-ne Tu ca să fim așa cum este cântarea Ta frumoasă. Am vrea, Doamne, să trăim pentru Tine și pentru gloria Ta fiecare minut din viața noastră. Ajută-ne. Ajută-ne la aceasta. Te rugăm. Până vei veni Tu, Doamne, ne-ai lăsat pe pământ ca să fim o epistolă vie pentru cei care ne văd. Ajută-ne la aceasta, Doamne. Te rugăm. Căci cu tot din adinsul vrem să facem voia Ta. Da, mulțumim frumos de Duhul Tău cel Sfânt care ne luminează, ne ajută. Biruiește răutatea din viața noastră. Te rugăm. Și ne luminează ca să fim mai buni și mai sfinți și mai te rugăm. Și ne îndeamnă la pocăință în fiecare zi. Îți mulțumesc pentru această lucrare a Duhului Sfânt în mine. Te rug, ajută și frații mei. Da. Ajută și vrăjmașii poporului Tău să se pocăiască, Doamne, ca toți uniți în dragostea Ta. Să ne pregătim pentru ziua noastră să întâlnim cu Tine. Amin. Te rog, seara aceasta sfințește locul casei Ta. Te rugăm. Și pe cel ce va vorbi din cuvântul Tău, umple de cuvânt, Părinte. Amin. Și dă-ne hrană că am venit după mâncare în casa Ta. Mâncarea aceasta duhovnicească, care să stâmpere foamea sufletului nostru după Tine. Binecuvântă copiii, Doamne, de la cel mai mic la cel mai mare. Te rog să le dai un duc de liniște, de pace și de bunătate în casa Ta. Amin. Te rog să binecuvintezi toți părinții, toți bunicii, să ne ajut să fim lumini pentru Tine. Amin. Și pentru ei. Și pentru tot ajutorul și sprijinul, te lăudăm și te preamărim. Și acum și dorim o veșnicie întreagă. Amin. 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 Da, Amin. Da, da.
și să îi păsește orice rău și să vindeci pe cei bolnavi. Amin. Amin. Te rugăm. Te rugăm, Doamne. Mulțumim. Amin. Haideți, ocupăm locurile. Să lăudăm pe El mai multe. Iisus, a vreau, a ști. Mila Lui s-o spun la alții. Să-l văd, din ce-n răstignit să mă cred.
având cu Domnul legământ, făcând pe tot cel credincios să zică sunt a lui Hristos. Mai mult despre Iisus, mai mult despre Iisus, mai mult al său a El să-L văd, când cel răstignit să mă-ncred. Mai mult, mai mult despre Iisus, mai mult despre Iisus, mai mult al său a El să-L văd, song that I wrote a few years ago, and it's about getting it your priorities right and figuring out, you know, that the world doesn't center around you. So that's what this is about.
97. Domnul împărățește, să se veselească pământul și să se bucure ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii lui. Fulgerile lui luminează lumea. Pământul îl vede și se cutremură. Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului. Înaintea Domnului întregului pământ. Cerul le vestesc dreapta lui și toate popoarele văd slava lui. Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor și care se fălesc cu idolii. Toți dumnezeii se închină înaintea lui. Sionul aude lucrul acesta și se bucură. Se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale, Doamne. Căci Tu, Doamne, Tu ești cel prea înalt peste tot pământul. Tu ești prea înălțat mai presus de toți dumnezeii. Urâți răul cei ce iubiți pe Domnul. El păzește sufletele credincioșilor lui și izbăvește din mâna celor răi. Lumina este semănată pentru cel neprihănit și bucuria pentru cei cu inima curată. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui. Amin. Amin.
câteva anunțuri. Bucurăm pentru fratele Cornel că poate fi cu noi împreună cu sora, Domnul să vă binecuvinteze. Continuăm însă să ne rugăm pentru nevoile care sunt și pentru toți aceia care sunt pe lista de rugăciune. În mod deosebit, în seara aceasta aș vrea să-l aduc înaintea dumneavoastră pe Claudiu, Domnul să-l binecuvinteze și Domnul să asculte rugăciunea lui Eddie și Domnul să facă minunea în viața lui. Continuăm să ne rugăm pentru sora Magdalena Farc, se va duce în România, Domnul să o binecuvinteze și pe ea. Câteva anunțuri. Pentru duminica viitoare, serviciile vor rămâne la aceeași oră de dimineață, de la 9:30 la 11:30. Începând cu luna iunie, serviciile de dimineață vor începe la ora 9 și vom încheia la ora 11:15. În vinerea aceasta, grupul de închinare nu va avea repetiție și nici corul. Duminica viitoare, după terminarea serviciului de seară, vom avea ședința anuală a bisericii și aceasta este numai pentru membrii bisericii. Pentru luni, 26 mai, este ziua Memorial Day, va fi părtășie în proprietatea care este în spatele casei bisericii și sunteți toți invitați cu toată dragostea. Cina va fi duminică dimineața, prima duminică pe 1 iunie, va fi dimineața cina, iar seara, așa cum am spus, este grupul de închinare invitat la Biserica Philadelphia, împreună cu toți cei ce doriți să mergeți, cu toată biserica. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze și această lucrare. Fratele păstor Dorin Simu va fi împreună la Biserica Emanuel la sfârșitul lunii iulie. Ne vom închina Domnului cu darurile de bunăvoie în timpul unei cântări comune. Fără de număr, gata.
cântați prin alte prihăniți de Mielul Sfânt, de Mielul Sfânt. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni, mireasa lui plenor de slavă în văzduh. Vei fi acolo și tu sau nu vei fi? Ce sărbătoare! Ce sărbătoare atunci va fi, când firele-și va întâlni mireasa lui pe nor de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți agândi ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Mireasa lui, mireasa lui. Tu ai prin credință poți acum să ai o viață și un om drum cu Dumnezeu, cu Dumnezeu. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni mireasa lui pe nor de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți agândi ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu vei fi. Ce sărbătoare atunci va fi, când mirele-și va întâlni mireasa lui pe nor de slavă în văzduh. Cu mintea nu poți agândi ce întâlnire atunci va fi, vei fi acolo și tu sau nu. Vă rog să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și ridicați în picioare, vom da cinste și acum îl vom citi din Cartea Faptele Apostolilor de la capitolul 1, începând cu versetul 1. Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând cu versetul 1. Teofile, în cea dintâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-se-le deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine.
Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau încă strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: Bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care era lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul Alfeu, Simon, Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăreau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: Fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiuirii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și i s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. Într-adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea și slujba lui să o ia altul. Trebuie, deci, ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui până în ziua când s-a înălțat el de la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii. Ei au pus înainte pe doi, pe Iosif numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales, ca să ia loc în slujbă și apostolia aceasta din care a căzut Iuda ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și soțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Amin. Ne rugăm Domnului: Doamne, cer îndurarea Ta și în clipele acestea, cer ca eliberarea Duhului Sfânt să vină peste noi, cer ca puterea de iluminare prin cuvântul Tău să vină peste noi, cer, Doamne, ca un Duh de viață să ne străpungă inimile și cer ca Biserica Ta să fie înviorată în seara aceasta. În numele Domnului Iisus Te rog, amin. Vă rog să ocupăm locurile. Cartea Faptele Apostolilor, așa cum mulți dintre dumneavoastră ați auzit, poate fi numită, de fapt, Cartea Lucrării Duhului Sfânt prin Apostoli. Apostolul Luca, evanghelistul Luca, nu este apostol, e evanghelist, el continuă și ne dă relatarea aceasta a Domnului Iisus Hristos, începând cu pătimirea și până la înălțarea Lui. În timpul acesta de 40 de zile, Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu ucenicii Săi în nenumărate locuri și nenumărate rânduri și cuvântul Domnului spune că a dat o dovadă arătându-se timp de 40 de zile. Există pentru mulți oameni încă în mintea lor dorința aceasta de a avea o dovadă despre Iisus Hristos. Frați și surori, dovada aceasta a învierii Domnului Iisus Hristos, a realității că El a venit ca Fiul lui Dumnezeu ca să ne mântuiască din păcat și ca să ne aducă la El și să facă dintre noi oameni
Noi, oamenii împărăției lui Dumnezeu, noul Israel, dacă vreți, dovada aceasta suntem noi, este Biserica lui Hristos. Este biserica pe care spune Apostolul Pavel, el a iubit-o și o vrea cu gelozie pentru sine. Evanghelistul Luca ne spune că în acest ultim moment al întâlnirii Domnului Iisus cu ucenicii și cu cei ce au fost acolo, 120 împreună, Domnul Iisus Hristos le-a dat porunca să aștepte promisiunea Tatălui. Această promisiune este botezul cu Duhul Sfânt, despre care amintea și Ioan Botezătorul. Frați și surori, aș vrea în după masa aceasta, cu ajutorul Duhului Sfânt, să pot să vă aduc înaintea dumneavoastră din nou câteva răspunsuri la întrebarea aceasta: ce credem, ce gândim despre Biserica lui Hristos? Socotesc că este o întrebare foarte importantă. Când ne gândim la botezul cu Duhul Sfânt și ne gândim la Rusalii, această sărbătoare va fi pe duminica de 8 iunie, pe duminica de 26 mai va fi înălțarea Domnului Iisus Hristos. Suntem în perioada aceasta istorică între înviere și înălțare. Când ne gândim însă la botezul cu Duhul Sfânt, mulți gândesc la experiența aceasta ca fiind o repetare și se aude vorbind despre, pe mulți auzim vorbind despre botezul cu Duhul Sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, botezul cu Duhul Sfânt nu este o repetare, ci este o extensie. Și acest lucru este dovedit în Cartea Faptele Apostolilor. A fost extins la samariteni, în Fapte 8, la versetul 12 și 16, în casa lui Corneliu, în Fapte 10, versetul 44, și în capitolul 11, la versetul 6, ni se spune cu precizie că au fost botezați cu Duhul Sfânt și anume și după aceea au vorbit în alte limbi. Și a fost extins și la ucenicii lui Ioan, când i-a întâlnit Apostolul Pavel în Efes, în Fapte 19, versetul 2 și 6. Aș vrea să fac sublinierea aceasta, în după masa aceasta, botezul nu este tot una cu umplerea cu Duhul Sfânt. Botezul este o lucrare care a avut loc odată pentru totdeauna la Rusalii. Umplerea însă este o experiență care se repetă. Aș vrea să deschideți la Efeseni, capitolul 5, versetul 19, un text care este cunoscut, m-am referit la el în trecut, și cuvântul Domnului spune așa: vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru lucrările în numele Domnului, pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. Versetul 18 însă spune așa: nu vă îmbătați de vin, aceasta este o destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Iar în Faptele Apostolilor, capitolul 4, la versetul 8, cuvântul Domnului ne spune următoarele cuvinte: atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel. Și continuă el toată predica, fiindcă suntem astăzi trați la răspundere pentru o facere de bine, este în legătură cu vindecarea omului. Plin de Duhul Sfânt. Nu aș vrea să zăbovesc prea mult în legătură cu lucrul acesta, aș vrea doar să, am vrut să vă dau aceste gânduri și aș vrea să vă spun, botezul cu Duhul Sfânt nu este o poruncă în Noul Testament. Nimeni nu o poate găsi, ci doar referirea Domnului Iisus Hristos: veți fi botezați.
Așa cum spune în textul acesta, veți primi acea putere, veți primi Duhul Sfânt. Ce gândim noi despre biserică? Aș vrea să răspundem la această întrebare. Cuvântul care definește biserica este cuvântul eclesia, sau chemat în afară, cei ce au ieșit în afară la Domnul Iisus Hristos. Vechiul Testament, frați și surori, are cu precădere în atenție un popor care n-au ieșit ei, ci i-a scos Dumnezeu din robie, din robia lui Faraon, din robia Egiptului. Biserica lui Hristos, în Noul Testament, cei ce au ieșit ei la Domnul Iisus Hristos prin credință, sunt în centrul atenției lui Dumnezeu. Mă întreb încă o dată, m-am întrebat eu și aș vrea să vă pun această întrebare dumneavoastră. Ce gândim despre Biserica lui Hristos? Am spus duminica viitoare, familia se dezintegrează și automat prin dezintegrarea familiei se produce dezintegrarea bisericii. Și dacă biserica este în atenția lui Dumnezeu, este atât de centrală, mi se pare, și din tot ce am auzit numai săptămâna trecută și din tot ceea ce citesc, din tot ceea ce văd, îmi dau seama că acest centru pe care Dumnezeu l-a stabilit începe încetul cu încetul să nu mai fie ceea ce trebuie să fie. Există, dacă vreți, o descentrare, o dezechilibrare. Și aceasta se produce datorită multor învățături care vin. Învățături prin care oamenii încearcă chiar să argumenteze și să spună păcatul este ok, de orice natură ar fi el. Ce crezi despre Biserica lui Hristos? Desigur că fiecare suntem familiari cu Efeseni capitolul 5, versetul 23, Biserica este trupul lui Hristos. Amin. Ce crezi despre Biserica lui Hristos? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, biserica aceasta este un trup, dar mai mult decât atât, este un trup viu. Și aș vrea să vă uitați împreună cu mine la Efeseni, la capitolul 2, la versetul 8 spune Apostolul Pavel, căci prin har ați fost mântuiți prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Frați și surori, cei ce sunt în biserică și întotdeauna trebuie să fie în biserică, numai cei mântuiți, mă refer la membrii bisericii. Cei ce au cunoscut această răscumpărare și în versetul 1, Apostolul Pavel spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Este o stare de moarte prin păcat, dar atunci când Dumnezeu ne cheamă la El, atunci când devenim parte din trupul Lui, se produce această schimbare, această noire din morți cum am fost, ne întoarcem la Dumnezeul care ne dă viață, care ne mântuiește, care ne răscumpără. Mai mult ca atât, acești mântuiți copii ai lui Dumnezeu, care au fost aduși la viață împreună cu Iisus Hristos, aceștia devin acei oameni care sunt subordonați sau supuși Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să citim la Coloseni, capitolul 1, la versetul 13, Coloseni, capitolul 1, la versetul 13, cuvântul Domnului spune așa, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Dragii mei, această realitate a răscumpărării pe care Dumnezeu o face. Un sclav, asta este de fapt răscumpărare, prețul plătit pentru un sclav.
un sclav și a slujit stăpânul. Și primul stăpân pe care l-am slujit fiecare dintre noi este diavolul. În momentul în care ne-am întors la Dumnezeu și am cunoscut această naștere din nou și această transformare a Duhului Sfânt, am devenit sclavii lui Hristos de bună voie, în sensul că îl slujim pe El, ne supunem Lui. Și mai mult ca atât, așa cum spune în acest verset, în capitolul 14, prin Iisus Hristos, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Dragii mei, când mă gândesc la această realizare pe care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră, fiecare dintre noi, în fiecare zi, ar trebui să-i spunem: Doamne, îmi aduc viața înaintea Ta, îți aparțin Ție, ce vrei să faci cu mine? Cum vrei să Te slujesc? Cum vrei să trăiesc? Este această supunere necondiționată înaintea lui Dumnezeu. Dragii mei, atunci când am devenit aceste mădulare vii, Iisus Hristos devine capul, și aceasta este o legătură inseparabilă cu Domnul Iisus Hristos în Coloseni 2, capitolul 2, versetul 19, cuvântul spune: și nu se ține strâns de capul, din care tot trupul hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Vreau să citesc și versetul 18 ca să facă sens. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia Lui însuși, printr-o smerenie și închinare la îngeri. Mă înțelegeți că îngerii sunt slujitori, sunt acei demoni care au fost creați de Dumnezeu ca să slujească pe Dumnezeu, dar prin neascultare au devenit acești demoni, acești dragi care caută cu toată puterea să pună stăpânire chiar pe copiii lui Dumnezeu. După ce casa este curățită, așa cum ni s-a amintit și duminica trecută, diavolul încearcă și vine din nou, nu numai el singur, ci cu încă 7 prieteni ai lui. Și spune cuvântul: amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umblat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești. Și observați, nu se ține strâns de capul, din care tot trupul hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor își primește creșterea pe care o dă Dumnezeu. E foarte important să înțelegem, nu putem să avem această viață. Dumnezeu este sursa vieții fizice și viața spirituală prin Iisus Hristos vine atunci când este o legătură inseparabilă cu El, care este capul. Dar este această frumusețe pentru copiii lui Dumnezeu, și așa cum am spus, cum îl văd oamenii pe Hristos, cum pot să creadă oamenii în învierea lui Hristos? Atunci când ne văd pe noi. Și Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 1, la versetul 22 și 23, Iisus Hristos este chipul Dumnezeului nevăzut. Cred că am aici un text greșit și îmi cer iertare. Nu, textul e bun. Eu sunt la Filipeni, capitolul 1, versetul 23, unde trebuie să ajung. El i-a pus totul sub picioarele Lui și l-a dat de căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea celui ce plinește totul în toți. Aș vrea să înțelegem acest adevăr care este foarte important pentru noi. Viața creștină, în experiența aceasta pe care o avem cu Dumnezeu, prin viața nouă pe care o primim, dragii mei, este o viață de plinătate. O viață în care sufletul este așa de doritor după Dumnezeu și satisfăcut numai în Dumnezeu. Și atunci când suntem în Biserica lui Hristos și avem această viață prin El,
Biserica este un trup viu, reflectăm din plinătatea Lui. Cineva mi-a scris din România într-un e-mail, lucrează într-o clinică și spunea că vorbește șefei ei despre Domnul Iisus Hristos, despre această viață creștină, dar acolo, în aceeași clinică, sunt creștini. Și creștinii aceștia nu trăiesc întotdeauna viața creștină, nu reflectă această plinătate și atunci șefa ei vine la ea și spune, uite, cutare care se numește pocăit. Ce este biserica? Este trupul viu al lui Iisus Hristos, care este răscumpărată, care este supusă și care este în ascultare de Hristos, capul ei, și care reflectă această glorie, această plinătate a Domnului Iisus Hristos. Există însă un alt lucru la care aș vrea să mă refer. Biserica este investiția lui Dumnezeu, dacă vreți așa, singurul loc pe pământ unde El încă acționează. Ne uităm la tot ce se întâmplă în jurul nostru și niciodată n-am fost uimit sau atât de uimit, nici în România sub comunism și nici acum în țara aceasta, pentru că oamenii din afară care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ei n-au nicio răspundere, dragii mei. Ei sunt sub stăpânirea puterilor întunericului, așa cum am fost și noi. Ei n-au nicio obligație față de Dumnezeu. Noi suntem înaintea lui Dumnezeu această investiție. Dumnezeu investește în fiecare dintre noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în ce privește această investiție a lui Dumnezeu în biserică și în ce privește activitatea Lui, în Filipeni, capitolul 2, la versetul 5, găsim că standardul, tiparul pe care Dumnezeu îl folosește este Iisus Hristos și textul acesta este un text foarte bine cunoscut de fiecare dintre noi, Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Biserica în care Dumnezeu a investit atât de mult, știm că a plătit prețul atât de mare, nu este altceva decât locul unde Iisus Hristos își continuă lucrarea sa. De aceea, dacă această lucrare continuă, aceasta este determinat de fiecare biserică și de fiecare individual din fiecare biserică. Această lucrare a Domnului Iisus Hristos, așa cum ne spune Marcu în capitolul 10 și versetul 45, este o lucrare de slujire. El n-a venit să îi se slujească, ci să slujească dându-și viața ca răscumpărare pentru mulți. Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, la versetul 5, ne spune cu precădere că această lucrare, așa cum am spus la un moment dat, Domnul Iisus Hristos, tot ceea ce a făcut, a făcut prin Duhul Sfânt. Aceasta este în exclusivitate lucrarea Duhului Sfânt. Ascultați ce spune Apostolul Pavel. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu care ne-a făcut, care ne-a și făcut în stare să fim slujitori a unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Dragii mei, mi-am dat seama de atâtea ori, în relația noastră cu Dumnezeu, ceea ce face diferență face atitudinea pe care o avem față de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva neglijează Cuvântul lui Dumnezeu, îl neglijează pe Dumnezeu. Dar nu este suficient să citești Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu este lucrarea Duhului Sfânt, care începe și continuă. Problema nu este că nu citim, problema este de ce nu citim. Și putem să avem cuvinte și sunt cuvinte, problema este însă dacă Duhul Sfânt
nu este cel care să dea viață, să producă noi ceea ce numai Duhul lui Dumnezeu poate să producă. Slova omoară, Duhul dă viață. Apostolul Pavel spune în Coloseni, capitolul 1, la versetul 22, slujirea Domnului Iisus Hristos a fost o slujire a unei vești bune, a Evangheliei. Coloseni 1, la versetul 22, spune Apostolul Pavel, prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui, sfinți și fără prihană și fără vină, negreșiți, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei. Dragii mei, e așa de important să ne dăm seama că atunci când am pierdut nădejdea aceasta, am pierdut slujirea și modelul slujirii pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o. El s-a uitat cu nădejde la moarte și a spus, după moarte vine învieria. Ucenicii n-au crezut lucrul acesta, dar atunci când a venit ziua învierii, fiecare rând pe rând au fost convinși și au fost aduși din nou la nădejde. Așa spuneau cei doi spre Emaus, noi ne-am pierdut nădejdea, orice fel de nădejde a zis că învie și n-a mai înviat, au trecut 3 zile. În seara aceasta suntem oameni care avem această nădejde a Evangheliei. Realitatea este aceasta, dacă nu avem în inimile noastre, nu avem ce să ducem la ceilalți. În afară de zidurile acestea, de mâine începând, fiecare dintre noi întâlnim oameni care sunt fără nădejde. Oameni care nu l-au pe Dumnezeu. Ce văd ei în noi? Există în noi această nădejde care să contamineze și viața lor? Și în sensul acesta, Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 5, la versetul 18 și până la 20, există această slujire în care Dumnezeu investește prin Iisus Hristos cu scopul ca să-i împace, o slujire de împăcare. El spune așa, fără să vă abateți din nou de la nădejdea Evangheliei, Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Încercați și observați și cercetați-vă poate chiar din seara aceasta. Dacă nu ai această nădejde și dacă viața nu ți este plină de această nădejde, ce poți să spui celor de lângă tine? Ce poți să vadă cei de la servici? Ei se plâng, ne plângem și noi. Ei au probleme și noi avem. Ei au dureri și pe noi ne doare. Există însă, dragii mei, această realitate a cei ce aparțin lui Iisus Hristos prin biserică, ei sunt întotdeauna sub acțiunea lui Dumnezeu, sub activitatea lui Dumnezeu. Da, în dureri Dumnezeu l-a întărit și pe Pavel, în deznădejde, chiar de moarte, Dumnezeu a lucrat prin el și a dus Evanghelia la mulți. Domnul să ne ajute să ducem această Evanghelie a împăcării. Amin. Amin. Și apoi aș vrea să închei cu gândurile acestea. Biserica, dragii mei, nu numai că este un trup viu, nu numai că este locul unde Dumnezeu își desfășoară activitatea, biserica este locul pe care Dumnezeu îl guvernează. Nu facem nimic de capul nostru. Biserica este locul unde Dumnezeu guvernează. Întrebarea este, dacă ești membrul acestei biserici, este viața ta sub guvernarea lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, fac eu, facem noi ceea ce spune Dumnezeu? În Matei, capitolul 16, la versetul 18, Domnul Iisus Hristos a spus, aceasta este biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Iadul se luptă, mii de demoni ne dau târcoale și într-adevăr câteodată, rând pe rând, vedem oameni care au fost în biserică și care nu mai sunt. Vedem biserici dezbinate și vedem problemele care există. De ce oare? Pentru că
Probabil cineva și-a asumat această răspundere și spune, biserica mea. E cea mai mare nebunie ca cineva să spună, biserica mea. Nimeni nu are biserică. Biserica este a lui Iisus Hristos. Și în această biserică, dragii mei, în care Dumnezeu domnește, Dumnezeu guvernează, Dumnezeu a stabilit o rânduială. Și în Efeseni, la capitolul 4, la versetul 11, un text foarte cunoscut spune cuvântul lui Dumnezeu și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților și în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Există această slujire a apostoliei, care este disputată, ați auzit pe mulți care își iau numele apostolul cu tare sau apostolul cu tare, așa cum am văzut în textul care l-am citit, apostolul trebuia să fie martor, să-L fi văzut pe Domnul Iisus Hristos, să fie umblat cu El, să fie fost lângă El în timpul cât a fost pe pământ. În așa, aceasta a fost condiția ca cineva să-L înlocuiască pe Iuda, să fie în numărul celor 12 apostoli. Celelalte însă, și vreau să vă spun în seara aceasta încă un lucru, acest termen de apostol care este unic și care cred eu că a încetat atunci când acești 12 apostoli au murit rând pe rând, dar există prorocii și aici este un cuvânt care iarăși ne pune puțin în încurcătură. Mai sunt și astăzi proroci, sunt oameni care se declare viitorul și, dragii mei, prorocia are, să zic așa, din Vechiul Testament, scopul de a declara ceea ce spune Dumnezeu. Prorocul nu este altceva decât văzătorul, cel ce vede lucrările lui Dumnezeu și le comunică. Deși în Faptele Apostolilor spune cuvântul, au fost proroci. Lui Pavel i s-au prorocit că va fi legat, că va fi în lanțuri. Și sunt evangheliștii, păstori și învățători. Aceștia nu sunt niște poziții care cineva în biserică le are. Nici funcția de păstor nu e o poziție, este o funcțiune. Dumnezeu a ales să fim în biserica Lui, fiecare dintre noi, cu o anumită slujbă și spune aici, scopul este desăvârșirea sfinților. Cu alte cuvinte, să-i echipezi pe oamenii care sunt în biserică și să-i edifici, cu alte cuvinte, ca să-i faci ca atunci când se duc în afară, alții, uitându-se la ei, să vadă, ei știu să răspundă la întrebările lor, ei știu să le spună din cuvântul lui Dumnezeu, ei știu ca într-un fel apologetic să aibă un cuvânt de apărare atunci când cineva poate chiar dojenește Evanghelia lui Hristos. Aș vrea în seara aceasta să mă opresc aici. Mă bucur că fratele Cristi Toader este împreună cu noi și dânsul mi-a spus că dânsul, dacă mai are 5 minute, la sfârșitul predicii mele va adăuga în seara aceasta ceea ce Domnul îi pune pe inimă, dar aș vrea să ne gândim la adevărurile acestea și aș vrea în seara aceasta să plecăm fiecare dintre noi, punându-ne aceste întrebări. Doamne, ce s-a întâmplat în viața mea? Am fost adus la viață? Există această legătură? Există această viață din Dumnezeu? Este viața mea locul unde Dumnezeu încă acționează? Și sunt eu omul care sunt întotdeauna dornic să urmez exemplul lui Hristos, să-L iau pe El ca exemplu în viața mea și sunt eu locul unde Dumnezeu vorbește și eu spun întotdeauna, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă, este biserica sub guvernarea lui Dumnezeu, lui Hristos? Este atunci când fiecare dintre noi ne supunem acestei realități.
În Faptele Apostolilor, la capitolul 15, versetul 22, atunci când a avut loc, cum am spune, primul congres al bisericii și s-au ridicat probleme, pentru că biserica nu poate să fie fără probleme, pentru că noi avem probleme și cuvântul lui Dumnezeu spune așa: atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba și au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. Observați aici, frați și surori, atunci când Dumnezeu guvernează, guvernarea este prin toți aceia care sunt parte din Biserica lui Hristos. N-au fost numai apostolii, nici prezbiterii, ci spune cuvântul lui Dumnezeu, întreaga biserică au găsit cu cale. Domnul Dumnezeu să ne dea puterea aceasta, ca și biserică, să putem în seara aceasta, fiecare dintre noi, să răspundem ce cred eu despre biserică. Sunt un mădular viu în trupul lui Hristos și am această viață din El. Este Dumnezeu care continuă să lucreze viața, în viața mea și mai mult ca orice, nu fac nimic decât ceea ce este potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu, cu hotărârile lui Dumnezeu și Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin. Amin. După o cântare, fratele Cristi va încheia cu cuvintele care le are pe inimă. Eu nu te-o-i lăsa.
se mie, din veci nu te voi lăsa. Amin, lăudat să fie Domnul. Amin. Haideți să ne ridicăm puțin, să ne dezamorțim de cum am stat pe bancă sau unde am stat fiecare. Citesc câteva versete, 2 Cronici, capitolul 20. 2 Cronici, capitolul 20. Dacă sunteți curioși de un text fain în această seară, vă rog să-l citiți acasă. Eu am să vă citesc 2 Cronici 20, citiți la casă, pagina 468, 468. Eu vă citesc doar două versete, 17 și 18. Cuvântul Domnului spune în aceste două versete: nu veți avea de luptat în lupta aceasta, așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă înspăimântați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Iosafat s-a plecat cu fața la pământ și tot Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea lui. Amin. Aș vrea să te întorci în stânga ta, în dreapta ta și să-l salut pe cel de lângă tine. Nu știu dacă ai avut timp să vorbești până acum în biserică cu cel de lângă tine. Eu am mai povestit așa puțin, când cu unul, când cu altul. Dar Domnul pe toți să vă binecuvinteze. Amin. Și să vă dea har și bucurie și izbândă în tot ce faceți și în această seară. Amin. Vă rog frumos să ocupați locurile. Nu știu dacă vă grăbiți în această seară să mergeți acasă. Dar eu nu mă grăbesc. Eu chiar nu mă grăbesc, n-am unde să mă duc. În gândul ăsta o să-l mai rog încă o dată pe fratele Claudiu. Cei de acasă mă întreabă: tata, nu te-am văzut de un an de zile, zic ei. Așa li se pare lor. Cel de 6 ani îmi zice: tata, nu te-am văzut parcă de un an de zile. Și o să mă rog pe fratele Claudiu încă o dată să mai fac o poză, nu de alta, dar nu-mi trebuie mie. Numai să vadă ce-i mișcă, zice: tata, nu te-am văzut. Și îmi spune soția că ia pe de-ascuns poze de ale mele, copilul cel de 6 ani și doarme cu poza sub perină. Domnul să aibă milă și de ei și de mine și chiar nu vreau să vă plictisesc și nu vreau să abuzez de dragostea dumneavoastră și răbdarea dumneavoastră, dar vă promit că cel puțin un an, dacă nu mai mult, numai o dată să mă vedeți, sau poate de două ori maxim, dar cel puțin o singură dată aici la Emanuel anul acesta și știm cum Domnul va mai îngădui în alte ocazii. Mulțumesc Domnului de dragoste, de primire. Mulțumesc, fratele păstor Puiu, de toată dragostea și mărturisesc că azi m-am autoinvitat acum seara. Azi trebuia să fiu programat la două biserici să slujesc, dimineața la una baptistă sau cel puțin așa numită și apoi la alta să fiu după masă pentecostală. Dar așa Domnul a schimbat planurile că nu s-a putut realiza ca să ajung acolo. Prin urmare, dimineața m-am dus la o altă biserică pentecostală și nu prea am dat eu zvon așa că n-am unde să mă duc, dar l-am sunat pe fratele păstor Puiu și nu știu, parcă am simțit eu pe o parte așa, zic: frate, cum sunteți? Știți, și nu prea îmi place să mă autoinvit și chiar mărturisesc, nu spre altceva, dar nu mă simt bine așa, bă, mai bine stau și mă rog acasă sau mă duc la alții și stau în bancă. Dar dacă Domnul n-ar fi fost voia Domnului și dacă fratele Timotei n-ar fi venit să mă ia cu 5 minute mai devreme cum a venit, sigur, eram la Filadelfia în seara aceasta, unde frații m-au sunat pe drum în timp ce veneam către dumneavoastră să mă duc la dumnealor. De aceea, nădăjduiesc și cred că voia Domnului a fost și mulțumesc de toată dragostea și Domnul pe toți să vă binecuvinteze. Amin. Aș vrea câteva momente să ne apropiem de acest cuvânt și timpul e de partea noastră, cred că e fără 10, așa parcă văd eu până acolo, e fără 10. Acum nu mai vă gândiți că vă spun cât e ora, bine, vă spun eu cât e ora și tot timpul. Înainte numai vreau să vă întreb ce mai faceți, cum sunteți? Ce ați mai făcut săptămâna aceasta? Știu că fratele Tim e cel mai fericit că s-a reîntors acasă. La soție mai vorbeam din când în când cu el pe telefon și spune: abia aștept să vin acasă. La doamna mea și la fetița lui. Domnul să-i binecuvinteze
pe ei și pe dumneavoastră, pe toți, pe fiecare. Amin. Mărturisesc că am fost așa un pic obosit astăzi, dar m-ați înviorat. Frate Cosmin, minunat, a cântat. Copiii, sora gata, Domnul să vă răspătească, a cântat extraordinar și cu tot ce ați făcut a fost un timp glorificând pe Domnul și orchestra a cântat extraordinar. Domnul pe toți să vă binecuvinteze. Amin. Aș vrea să privim în această seară, în câteva momente, la acest pasaj pe care Duhul Domnului a pus pe inimă. Sigur, o să mă refer la întreg acest pasaj din 2 Cronici, capitolul 20. La ceea ce a spus fratele păstor Pui mai devreme, spunea dânsul să mai adaug, vă spun sincer, nu mai am ce să adaug. Fratele a spus mai mult tot ce trebuie, nu am nimic de adăugat acolo, de aceea vreau să folosesc un alt text și fratele a vorbit extraordinar în această seară prin Duhul Domnului și am învățat despre biserică și ce este biserica și cum trebuie să fim. De aceea, câteva gânduri practice pentru noi în această seară, în timpul care îl mai avem. Întrebarea este, ai simțit vreodată acea situație în viața ta, când toate șansele sunt împotriva ta? Ai simțit vreodată acea situație când omenește, vorbind, șansele de a reuși dintr-o situație sunt limitate și nu știi ce să mai faci? Ai simțit vreodată acea stare în care are dobândi pacea în familie? Parcă nici de cum nu mai poți găsi? Ai simțit vreodată acea situație în viața ta când te lupți cu acele gânduri bolnave și nu știi cum să scapi de ele? Când privirea pe care poate odată ți-a țintit-o spre ceva bolnav și murdar, parcă nu-ți mai iasă din minte și te lupți cu păcatul din viața ta sau cu păcatele din viața ta și parcă te trezești într-o situație în care lupți cu imposibilul. Te lupți de ani de zile să ai pace în familie. Te lupți de ani de zile să-i aduci bucurie soției tale și nu poți reuși, sau invers. Te bucuri să te lupți ani de zile ca să ai pace în sufletul tău cu Domnul și nu le găsești toate acestea. Exact o astfel de situație, sigur, fiecare o actualizăm în dreptul nostru pentru fiecare. Exact într-o astfel de situație este împăratul Iosafat. Trei împărați se unesc și luptă împotriva lui cu scopul să-l doboare. Și acești împărați pot să fie gândurile tale, problemele tale, o relație nesătătoasă prin care treci și în care te afli, nu știu care sunt. Dar văd aici că șansele lui Iosafat, omenește vorbind, erau minime de a lupta împotriva acestor trei mari împărați. În cel mai fericit caz, aș putea spune, ar fi fost unul la trei și cu siguranță cel unul ar fi pierdut. Omenește vorbind, situația lui era imposibilă. Era imposibil de ieșit dintr-o astfel de situație. Dar cu toate acestea, îl văd aici pe Iosafat ieșind un victorios. Îl văd pe Iosafat în această situație că este un biruitor și nu un biruit. Sigur, istoria aceasta pe care o avem aici este reală, este actuală pentru noi, pentru fiecare, putem aduce secolul 21, dar aici nu vorbim despre o ficțiune, nu vorbim despre un film cu o ficțiune, cu un happy end. Nu, dimpotrivă, este o realitate prin care el a trecut atunci, Iosafat, și poate astăzi trecem noi de multe ori prin astfel de situații. Sigur, experiența lui și istoria de astăzi ne învață pe noi câteva lucruri practice, ce să facem în această luptă cu imposibilul prin care noi trecem. Nu de mult am mai vorbit despre, aproape în acest gen de subiect, despre Pavel, în trecerea lui și în lupta lui în acea mare. Astăzi aș vrea să te gândești la viața ta. Nu știu cu ce te confrunți, nu știu problemele, sau poate le cunosc. Dumnezeu îți cunoaște inima. Oricare ar fi lupta vieții tale, la nivel mental, la nivel sufletește, sentimental, oricare ar fi lupta vieții tale, în această seară vreau să spun ceea ce cuvântul Domnului înviață. Ce să fac în această luptă cu care eu mă confrunt, cu imposibilul din viața mea, cu această luptă în care mă găsești și parcă nu găsești nicio cale de scăpare? Sunt patru lucruri, eu le voi puncta pe scurt și apoi Duhul Domnului mă rog să vi le readucă și să le adâncească în mintea și în inima dumneavoastră. Ce să fac în această luptă prin care trec cu imposibilul din viața mea? În primul rând, văd aici în viața omului lui Dumnezeu Iosafat. Îndreaptă-ți fața către Dumnezeu. Îndreaptă-ți privirea spre Dumnezeu. Versetul 10 din textul nostru spune, în spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața, ce să facă? Să caute pe Domnul.
Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. Cineva spunea și îl citez, un moment de inspirație poate să valoreze mult mai mult decât mulți ani de experiență. Dragul meu, oricare ar fi problema cu care te confrunți, aș vrea în această seară să te îndemn în numele Domnului Iisus Hristos. Nu te gândi la problema, nu te gândi la situația ta. Îndreaptă-ți privirea la Cel care este rezolvare, la Cel care este ajutorul nostru în cele mai grele vremuri și când sunt cel mai jos, El este de partea mea. Nu mă uit la faptul că sunt căzut, că mintea îmi gândește prostii și cine știe ce altceva. Nu mă uit la faptul că cel din casa mea este o situație atât de grea cu el. Nu mă uit poate că trec prin probleme de sănătate sau printr-o problemă de relație în familia mea. Nu mă uit la asta. Mă uit că în situația în care oricare aș fi eu, Dumnezeu mă cheamă să nu mă uit la problemă, pentru că voi ajunge în depresie. Dumnezeu mă cheamă să mă uit la Cel care este rezolvare și ajutorul și sprijinul nostru care nu lipsește niciodată nevoie. Îngrijorarea privește în jur. Părerea de rău privește înapoi. Dar credința privește în sus. La Domnul nostru Iisus Hristos. În al doilea rând, ce să fac în această luptă cu care eu mă confrunt și când nu găsesc rezolvare? Și parcă este o luptă imposibilă în viața mea. Nu numai că mă îndrept fața spre Dumnezeu, eu mă încred în Dumnezeul meu. Și această încredere este o încredere practică, nu numai de pe buze. Este o deschidere totală față de Dumnezeul meu. Uitați-vă aici, în rugăciunea lui, Iosafat, știți ce face? Își arată încrederea deplină față de Dumnezeu. Se deschide față de Dumnezeu. Și aici se ved anumite stări menționate, specifice. Momentul în care el trecea și cu care se confrunta, anumite stări aparte. Uitați-vă în versetul 3, Iosafat, împăratul, nu este teamă să-și ascundă teama lui. Iosafat, aici vedem în versetul 12 din textul nostru, confuzia lui. Și vine și spune, nu știm ce să facem. Vedeți, dragii mei, Iosafat nu-și ascunde sentimentele, nu-și ascunde starea lui, nu-și ascunde gândurile lui. Recunoaște, Doamne, sunt confuz, sunt speriat, mă confrunt cu acești trei împărați care luptă împotriva mea și nu știu ce să fac. El nu ascunde problemele lui. El nu vine să le acopere sau să spune una alta despre ele. Știți ce face el? Vine cu ele înaintea lui Dumnezeu. Cu toată încrederea, se deschide total față de Dumnezeu. Vedeți? Sunt unii oameni care își ascund problemele și sentimentele nu numai de oameni. Încearcă să-și ascundă sentimentele și stările și de Dumnezeu. Crezând că El nu știe. Crezând că El nu vede. Aș vrea în această seară să vă încurajez să nu vă fie teamă să vă deschideți inima față de Dumnezeu. Noi ne apropiem de El, de Tatăl nostru cel ceresc, de Dumnezeul nostru. Eu îi spun lui tot ce este în starea mea și în viața mea. Și dacă sunt într-o situație de boală și poate trec prin fața operației, nu mi este teamă să spun și nici rușine. Tată, mi este așa de greu. Poate starea mea de sănătate este atât de slabă și trebuie să trec prin fața operației, Doamne, mi este teamă. Doamne, nu știu ce să fac. Doamne, nu mai pot. Doamne, sunt disperat. Nu mai am nicio speranță. Tată Ceresc, am coșmaruri. Doamne, am în mintea mea gânduri care nu pot să renunț la ele. Îmi apar în mintea mea tot felul de probleme și nu știu ce să fac. Aș vrea să spun în această seară și să fii încurajați de cuvântul Domnului. Înaintea Domnului, întotdeauna există loc în care poți să pleci ființa ta și umărul, dacă aș putea spune, lui Dumnezeu. Este locul în care ființa mea poate să stea, să plângă și să-și exprime durerea și suferința. Întotdeauna, în fața lui Dumnezeu, există deschidere din partea lui pentru noi și ne primește cu brațele deschise. În această seară, dragul meu, prin orice stări ai trece, prin orice sentimente, cu orice sentimente te confrunți,
cu orice stări, oricare ar fi de mari, cu orice durere și suferință, aș vrea să te încurajez, încrede-te în Dumnezeu. Și această încredere în Dumnezeu se va vedea în deschiderea ta față de El. Pentru că întotdeauna deschiderea mea față de Dumnezeu și încrederea mea în El va aduce vindecare, eliberare și binecuvântare. Mai răbdați 5 minute? Mai mă răbdați 5 minute? Nu pe mine, nu pe mine. Am greșit cum am exprimat. Și încheiem imediat. Ce să fac în problemele cu care eu sunt? Mă aduc aminte că băiețelul nostru cel mai mic avea, cred că vreo 2 ani și jumătate. Și a trebuit să suferă o intervenție. Și m-am gândit eu, Doamne, la 2 ani și jumătate, unde, ce să facă, ce să se întâmple? Și, sigur, Dumnezeu a fost la lucru și a intervenit. Și e bine și sănătos. Și vorba mea, nu zic că e mai rău, dar e mai energizant ca ceilalți și mai cu multă voioșie, să o numesc așa. Dragul meu, sunt situații pe care doar Dumnezeu le cunoaște în viața noastră. Știi, eu pot să par și să zâmbesc chiar, dar inima să-mi fie împovorată de problemele mele, de greutățile mele. Da, poate am servici, am familie, am de toate, dar poate în sufletul meu există o povară care încă nu este eliberată. Poate în mintea mea există gânduri care încă mă țin legat și mă lupt și nu găsesc scăpare. Acesta este imposibil în viața mea. Ce să fac în astfel de situații? Am văzut două lucruri, mai le vedem încă două repede. Înconjoară-te cu oamenii lui Dumnezeu. Versetul 3 de textul nostru spune, Iuda, știi ce a făcut? A vestit partea a doua un post. Iosafat a vestit un post, mă scuzați, pentru tot Iuda. Iosafat, în durerea lui, în situația lui de spaimă și în problemele sale, nu s-a afișat singur înaintea celor 3 dușmani ai lui, ci el a vestit un post pentru tot Iuda. Asta mă face pe mine să cred în această seară că Iuda credea în puterea rugăciunii colective pe care noi avem în biserică, a puterii rugăciunii. Și vedeți, una dintre cele mai mari binecuvântări este că ne avem unii pe alții. Suntem o familie. Ce binecuvântare! Întrebarea este pentru mine și pentru dumneatale. Ce fel de prieteni ai? Nu te întreb dacă sunt din biserică sau nu din biserică. Că ar trebui să avem cei mai mulți din casa Domnului. Ce fel de prieteni avem noi? E adevărul că cel care trădează odată și ascultă-mă, va trăda și a doua oară. Și poate ai crezut că ți este prieten și ai crezut că va fi prieten și ai crezut că e lângă tine. Când te-a trădat odată, din experiența mea îți spun, te va trăda și a doua oară. Dar înțeleg aici în cuvântul sfânt că ce mare binecuvântare o avem noi mântuiți să ne avem unii pe alții. Știți de ce? Pentru că noi suntem o familie unită, suntem o familie mare. Și cea mai mare frumusețe și binecuvântare, spunea Denis Diderot, este ca omul cel mai fericit să-l facă pe cel de lângă el fericit. Acela este adevărat prieten al tău, care îți vrea binele și care va aduce binecuvântare pentru tine. Înconjoară-te cu oamenii lui Dumnezeu. Tendința, știți care este? Să ascund problemele mele de cine? De oameni. Știți de ce? Vă spun imediat. Tendința este să ascundem problemele, dar soluția divină este următoarea, să ne rugăm pentru probleme. Automat înseamnă să-L aducem pe Dumnezeu în problemele noastre, care pentru El sunt o nimica și El este rezolvarea problemelor noastre. Dar știți din ce cauză suntem tentați să ascundem problemele noastre? De teama că cineva ne va bârfi. Așa este? Suntem tentați de multe ori să ascundem problemele de teama că frații sau doar oamenii bârfesc? Doar oamenii bârfesc, cei din lume. Și pentecostalii mai bârfesc, așa-i? Să mai spun de noi, de baptiști? Auziți, nu este mare diferență. Deși n-ar trebui să facă. Deși n-ar trebui să fie un astfel de comportament între noi.
Acum, dacă mă povestiți când plecăm de aici în seara asta, nu-i nicio problemă. Slavă Domnului! Bine că aveți motiv. Dar, de obicei, oamenii știți când bârfesc? Când află un lucru de la altcineva. Când află un lucru de la cineva care l-a ținut ascuns și acoperit atâta vreme și... Sigur, aici ar fi multe de discutat, dar nu-i cazul acum. Doar atât vreau să vă spun acest punct. Prima tendință, când auzi un lucru pe care cineva îl spune, și auzi, îți mai și spune, te rog să rămână între noi, să nu meargă mai departe. Îți spun, nu 99%, 100% că s-a dus deja mai departe. Tendința știi care este? Când ai aflat ceva, să spui imediat mai departe. Și acum, dăm un caz simplu, practic. Dacă ai o problemă și vii și îmi spui mie, vine cineva și îmi spune, sigur, nu de la Emanuel, că aici nu sunt probleme, în cazul în care vreau să-l dau eu, dacă ai probleme cu soția, aici nu-i cazul. Vii și îmi spui mie, frate Cristi, uite, am probleme, nu știu ce, îmi spui tu și zici că eu nu sunt mai departe. Și eu ce fac? Mi-au dat subiect de discuție. Și automat Radio Șanț, Cristi Toader, lucrează bine. Și îți garantez că, așa cum îmi spui mie, dacă mai spui cel puțin să nu exagerezi la 50%, dintre cei care sunt pe lângă tine vor face la fel ca și mine. Dar, dacă vii altfel și vii și spui fratelui Diacon Cosmin, frate Diacon, uite, am o problemă cu soția mea, uită cu ce mă confrunt și nu uit să menționez, frate Cosmin, te rog, roagă-te pentru problema mea, îți garantez 100% că nu pot mai mult, că nu se va duce mai departe problema ta. Că eu spui fratelui Cosmin, diacon, sau că vei spune oricare altul frate. De ce? În momentul în care vin și spun sora respectivă, te rog, roagă-te pentru problema mea, automat știi ce se întâmplă? Problema ta sau a mea, când îi cer fratelui Cosmin să se roage, va deveni și problema dânsului. Și nu mai îmi stă mintea la prostii ca să povestesc nu știu ce, îmi stă mintea cum să cad pe genunchi și să mă rog ca Dumnezeu să asculte rugăciunile și să dea rezolvare și să aducă binecuvântare. La asta îmi stă gândul, la asta îmi stă mintea mea. Și atunci, Dumnezeu va da binecuvântare. Eu voi fi interesat nu atâta ca să discut problema ta, voi fi interesat ca peste o săptămână sau două să vin să spun, uite, m-am rugat pentru tine, m-am stat înainte Domnului și abia așteaptă fratele Cosmin să vii peste vreo două săptămâni să-i spui, frate, s-a rezolvat problema mea. Știi de ce? Pentru că ai apelat la oamenii lui Dumnezeu, dar într-un mod sănătos și corect. Iosafat vestește un post pentru tot Iuda și cere, rugați-vă pentru mine și problema mea. Dar dacă doar auzi de la Radio Șans problema mea, fii sigur că vei fi mai departe și dumneatale ce am fost eu. De aceea ne bucurăm că avem astfel de oameni lângă noi. Împrietenește-te cu oamenii lui Dumnezeu. Cum să mă bucur eu de răul altuia? Cum să mă gândesc cu gând negativ la cel de lângă mine când îi văd că îi merge rău? Este imposibil. Gata, încheiem punctul acesta al treilea și îl încheiem pe al patrulea și gata. Ce să fac în astfel de situații? Am văzut primul lucru, mai țineți minte? Cum dacă doar le spune și plecăm acasă și n-are nicio valoare. Care a fost primul? Îndreaptă-ți privirea către Dumnezeu. Foarte fain, mulțumesc. Al doilea? Încrede-te în Dumnezeu. Acum nu e importantă ordinea. Al treilea? Împrietenește-te cu oamenii lui Dumnezeu. Aici la Emanuel m-am bucurat că sunteți prieteni toți și că e o familie frumoasă și unită. Și apoi, în al patrulea rând, aș vrea să înțelegem aici un lucru. Închină-te lui Dumnezeu cu ascultare. Le-am pus cu aceeași literă să fie ușor. Îndreaptă-ți fața către Dumnezeu, încrede-te în Dumnezeu, împrietenește-te cu oamenii Domnului și închină-te lui Dumnezeu cu ascultare. Și acum imaginează-ți ce spune Cuvântul Sfânt aici, versetul, s-a întors o pagină, prea mișcat mâinile pe aici, versetul 17. Auzi,
îți cunoști problema și îmi cunosc problema. Și zice Domnul pentru mine și pentru dumneavoastră în seara aceasta, nu vei avea de luptat, îl parafrazez pentru tine și pentru mine, nu vei avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și veți vedea izbăvirea. Mâine, partea a doua, ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Și versetul 18 spune frumos despre închinare. Iosafat a ieșit și s-a închinat Domnului. Acum, imaginează-ți că ai o problemă cu care te confrunți și te lupți de ani de zile și gândurile tale sunt murdare și problemele tale sunt atât de mari și nu găsești soluție nicăieri. Și vine Domnul seara asta și spune, măi omule, copil al meu, scumpule, stai liniștit că mâine vei vedea izbăvirea. Stai liniștit că, că în momentul în care, scuzați-mă, în momentul în care vei ieși din biserică în seara aceasta, vei vedea izbăvirea în viața ta. Stai liniștit că la noapte când o să fii în somnul tău, nu o să mai ai coșmarele respective și gândurile tale, o să vezi izbăvirea. Și acum, știți cum? Omenește gândind, răspunsul pare cam ciudat. Dacă te aude unul din lume, zice că sunt nu numai dus, dar și clătinat. Dar uitați-vă pentru noi, și totuși secretul biruinței nu este eu am luptat, eu am face, eu am zbate, ci secretul biruinței, în lupta cu care eu mă confrunt și oricare fie aceasta, este ascultarea. Ascultarea. Și Iosafat vine, versetul 18, cu toți locuitorii s-au aruncat înaintea Domnului să se închine înaintea Lui. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu a fost în lucru. Închină-te lui Dumnezeu cu ascultare. Ascultarea este cea mai scurtă scară către cer. Vedeți, uneori ai impresia că dacă l-asculți pe Dumnezeu, te faci de râs. Nu de multe ori gândim așa? Îl ascult pe Dumnezeu, mă fac de râs. Nu întotdeauna ceea ce îmi cere Dumnezeu este asemănător cu gândurile mele, cu planurile mele sau cu ceea ce îmi cere biserica. Nu întotdeauna este asemănător, dar eu înțeleg că Dumnezeu îmi spune, închină-te mie cu ascultare. Lasă-mă pe mine să fiu la lucru. Nu este lupta ta, dragilor. De multe ori luptăm luptele lui Dumnezeu, nu este treaba noastră ca să luptăm lupta Lui. Treaba noastră este să ne vedem de ale noastre. Știi, de multe ori poate gândim, Doamne, gândește sora, doamna, sora noastră. Sora, nu, a noastră, soția ta. Sora noastră, soția ta, poate de multe ori gândește, sau a mea, soție. Doamne, te rog să roagă ea săraca, când îl vede pe el că vine obosit de la lucru și mai tulburat cu cine știi ce și cu ce altele, și să roagă sora, Doamne, te rog, schimbă-l. Nu, hai să pun invers, ca să sune mai pozitiv. Fratele se roagă, Doamne, schimbă-o pe soția mea și dă-i răbdare ca să fie mai răbdătoare cu mine și așa. Dar știi ce vine Domnul și spune? Băi, Cristi, să nu dau al nume. Nu ea trebuie să se schimbe, să aibă mai multă răbdare. Tu trebuie să te schimbi, eu, Cristi, trebuie să mă schimb, să fiu mai altfel cu ea. De multe ori vin și spun, Doamne, multe lucruri mi-am dat aici, nu mai știu care să vi le spun. Doamne, te rog, intervine și rezolvă Tu. Și Domnul vine și spune, asta e partea ta, fă-ți tu partea ta și eu voi face partea mea. Nu are rost să-i cer Domnului să facă ce ar trebui să fac eu. Cum să lupt eu luptele Lui? Aici aș vrea să învățăm fiecare să apelăm la Dumnezeu mai întâi și nu mai apoi. Tendința noastră este ca să rezolvăm noi. Și atunci știți ce facem? Apelăm la Dumnezeu nu mai întâi, ci mai apoi. Când am văzut că n-am găsit rezolvări la noi, atunci apelăm la Domnul nostru. Și eu închei. Și Domnul noi să lucreze la inimile noastre. Dragul meu, Dumnezeu poate să schimbe spaima în bucurie, disperarea în nădejde, înfrângerea în victorie, răul în bine și toate celelalte poate să le facă pentru binele nostru. Dar nu uita, și nu uita oricare ar fi situația prin care treci, oricare ar fi acest imposibil cu care te confrunți, Dumnezeu este lângă tine și îți va da biruința, chiar dacă șansele sunt împotriva ta. Dar nu uita
Și nu uita că după ce Dumnezeu îți va rezolva problema, de ce chiar și nu înainte ca Dumnezeu să ajungă să-mi rezolve problema mea, știți unde să vin? La Beraca. Și textul nostru aici spune așa de frumos, versetul 26. A patra zi s-au strâns în valea Beraca binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul. În această seară, poate încă te confrunți cu aceste situații limite în viața ta și n-ai găsit rezolvare. Nu ai vrea în aceste clipe să vii împreună cu mine la Beraca, să ne închinăm înaintea Domnului cu mulțumire, chiar dacă n-am văzut victoria? Pentru că dacă nu o vezi acum, o vei vedea mâine, dacă nu o vezi acum, o vei vedea poi mâine, dar sunt sigur că Cel care este Tatăl nostru și Dumnezeul nostru este Cel care este de partea noastră. Și așa cum a fost de partea lui Iosafat, în lupta cu care el s-a confruntat, este și de partea noastră, în luptele cu care noi ne confruntăm, oricare ar fi acestea, de oricare gen ar fi ele, el este cu noi. Și sunt dator în această seară să vin la Beraca. În această seară vă invit respectuos să ne ridicăm. Și vreau să vă spun că Emanuelul din acest loc în această seară este un moment de Beraca și pentru mine și pentru tine. Dumnezeu ne cunoaște inima noastră fiecăruia, ne cunoaște viețile noastre, ne cunoaște așa cum suntem, vă cunoaște pe fiecare. Vreau să mă închin Lui cu mulțumire în ascultare, că El este de partea noastră. Așa fiecare în gândul nostru să-i spunem Domnului: Doamne, îți mulțumim că împreună cu Tine vom fi mai mult decât biruitori. Doamne, ești așa de bun, ești măreț, ești bucuria și binecuvântarea vieții noastre. Ai fost acel care ne-a ridicat din groapa în care am fost, ai fost acel care ne-a păzit și ne-a ocrotit. Și chiar dacă, Doamne, poate vântul acestei lumi și problemele ei și toate celelalte lucruri, într-o viață sau altul au furat bucuria noastră. Mulțumim că împreună cu Tine toate lucrurile care au fost imposibile pentru noi, la Tine sunt rezolvare, la Tine sunt scăpare, la Tine sunt alinare pentru viețile noastre. În această seară la Beraca venim și noi, Doamne, cu mulțumire, pentru că împreună cu Tine vom fi mai mult decât biruitori. Și harul bogat al Domnului nostru Iisus, dragostea Tatălui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să fie cu noi, cu familiile noastre, cu biserica din loc și cu toți, Doamne, care Te iubesc pe Tine, acum și până vom merge în gloria cerească, la dreapta Ta în veșnicie. Amin. În Tine e nădejdea mea, în Tine e speranța mea, doar prin Tine izbăvire voi primi. Cu Tine nici dar nimeni nu Tine. În Tine e nădejdea mea, în Tine e speranța mea, doar prin izbăvire voi primi. Cu Tine neînceta voi birui, Domnul meu. Săptămâna bună.
mi-am pus nădejdea în tine, să nu fiu dat de rușine. Mi-am pus nădejdea în tine, mi-am pus nădejdea în tine, vrăjmașii mei să nu se bucure de mine. În tine e nădejdea mea, în tine e speranța mea, doar prin tine izbăvire voi primi. În tine neînceta voi mirui locul meu. Tu ești încă tare, tu ești încă tare, adăpost.